Stimați prieteni, bună ziua! Alianța pentru Unirea Românilor vă mulțumește pentru faptul că ați dat curs invitației de a participa la conferința noastră săptămânală și în această conferință de astăzi ne vom axa din nou pe problema care Alianța pentru Unirea Românilor o vede în diaspora noastră, indiferent cum a ajuns acolo românul, fie volens nolens, cum suntem noi în Basarabia, fie în diaspora economică, având probleme, se adresează către consulate, ambasade și, ca regulă, aceste adresări sunt de durată mare, de o lună, 6 luni, 3 ani. Anume, aceste probleme Alianța pentru Unirea Românilor le vede ale românilor noștri și a pus la dispoziție dumneavoastră platforma Linia Verde pentru Consulare, consulate, care o puteți folosi pentru a vă soluționa problemele, adresându-ne nouă sesizările, iar noi pe canalele oficiale ale deputaților și senatorilor Alianța pentru Unirea Românilor în Parlamentul României, le vom putea soluționa. Acum ofer cuvântul colegului meu, Ungureanu Constantin. Mulțumesc, domnule președinte. Pentru început, aș vrea să spun că AUR nu este doar un alt partid unionist din Republica Moldova. AUR este partidul care este acum numărul 1 în sondaje la București și care a venit aici, la Chișinău, ca să ne ajute să înfăptuim unirea, ca să scoatem această bucățică de pământ și să o ducem din această neutralitate, această numită independență care tot durează și va dura, să o ducem din nou acasă, să o ducem înapoi la țara mamă. Am văzut recent o statistică oficială prin care se spune că în următorii 10 ani de zile vom rămâne în Republica Moldova fără femei în stare să nască copii. Familiile tinere din Republica Moldova emigrează masiv. Respectiv avem, cred că mai mult de jumătate, deci din 4 milioane populația Republicii Moldova, 2 milioane cred că deja sunt plecați. Majoritatea sunt familii tinere, cu copii mici, care odată ce au plecat din Republica Moldova, nu se mai întorc acasă pentru că vor considera că țara lor este acolo, peste hotare. Da? Prietenilor, colegilor de școală sunt acolo, nu aici, în Republica Moldova. Deci, aceste familii nu se mai întorc acasă. Eu personal am fost plecat 5 ani în Italia, 5 ani în Irlanda. Știu cum este să trăiești peste hotare. Este foarte greu. Este foarte greu să fii printre străini și să te gândești la cei de acasă. Și mai greu este când te întorci acasă și știi că au mai rămas câteva zile, câteva săptămâni și trebuie să pleci iarăși printre străini. Deci ce facem? Continuăm în continuare cu această promisiune că ne vom integra peste 5 ani, ne vom integra peste 10, peste 20 de ani. Vine altă guvernare, iarăși ne promite că ne integrăm peste încă alți 10 ani de zile în Uniunea Europeană. Și între timp, familiile tinere pleacă. Pleacă masiv. Din cauza că nu se pot realiza acasă. Nu își pot face o casă, nu își pot face o carieră. Copiii lor nu au un viitor în Republica Moldova. Unica soluție pentru noi, unica șansă pentru noi, mai bine spus, este unirea cu țara mamă. Imediat cum am făcut unirea, suntem în Uniunea Europeană. Imediat cum am făcut unirea, se echilibrează, ajungem la nivelul de salarii și pensii din România. Imediat cum am făcut unirea, în sfârșit se îndeplinește un vis de-al meu și cred că de-al multor unioniști, de a trece prutul fără să mai treci prin această vamă. Noi nu am avut niciodată graniță pe prut. Noi nu am avut hotar pe prut. Da? Un vis al meu este să plec la Constanța fără să mai stau în vamă, să plec la Brașov fără să mai stau în vamă. Și cred că mulți din cei din Republica Moldova s-au săturat să stea ori în șir în vamă. Avem o șansă să dăm acestor familii tinere care pleacă peste hotare un viitor mai bun în Uniunea Europeană, împreună cu țara mamă, cu România, dacă mâine facem unirea. Haideți să lăsăm aceste promisiuni cu integrare europeană peste 10 ani și mai mult ca sigur vor veni alții care vor promite încă 10 ani și să
folosim acest moment istoric, este pentru prima dată în istoria Republicii Moldova, Moldovei și România, când avem un partid cu aceeași siglă, cu aceeași direcție, unionist, în primul rând, patriot, care ne va duce acasă, în țara mamă și, în același timp, în Uniunea Europeană. Vă mulțumim mult! Vă mulțumim mult! Vă așteptăm săptămâna viitoare!